Între timp, în această dimineață, la ministere au avut loc predările de ștafetă. La energie, Virgil Popescu i-a strâns mâna lui Sebastian Burtuja, iar la agricultură, Petre Daia a plecat cu zâmbetul pe buze, nu înainte însă să-l laude pe noul ministru Florin Barb. La Ministerul Energiei, Virgil Popescu i-a predat ștafeta noului ministru, Sebastian Burduja, nu înainte să-și prezinte la final de mandat proiectele pe care le-a realizat în acest timp. De la importator net, în 2019, noiembrie, când am preluat Ministerul Energiei, în primele 4 luni ale anului 2023, pentru prima dată după 2018, deci după 5 ani de zile, România a devenit exportator net de energie electrică. Da, nu a fost ușor, da, a trebuit să facem sacrificii imense și da, sunt convins că și de aici înainte actualul guvern va avea și are energia ca și prioritate, pentru că avem un obiectiv foarte clar, independență energetică. Sebastian Burduja, noul ministru al energiei, și-a preluat portofoliul cu mare entuziasm. Venind încoace, mi-am amintit de podul realizat de inginerul Angel Salini, o lucrare de mare anvergură la vremea respectivă, și mi-am amintit că atunci când a fost finalizat, Angel Salini a ținut să stea sub pod în momentul în care a trecut prima garnitură de tren. Și după ce a trecut, a spus celebrele cuvinte: știam eu că va ține. Așadar, vă doresc ca la finalizarea acestui proiect important să ne vedem acolo și să putem spune cu toții, odată ce dăm drumul la treabă, știam noi că va ține. La Ministerul Agriculturii a curs lapte și miere. Petre Daia l-a întâmpinat cu brațele deschise pe noul ministru Florin Barbu. Cel ce vă vorbește și-a încheiat mandatul. Cel care a fost audiat și după depunerea jurământului a intrat în dispoziția constituțională de a fi ministru și îl cunoașteți, este vorba de prietenul, colegul, omul Florin Barbu. Florin Barbu și-a preluat portofoliul de ministru, ținând să-i asigure pe fermier că va fi alături de ei și că va rezolva problemele cu care se confruntă. La Palatul Cotroceni am depus jurământul, am jurat pentru cetățenii români, cetățeni, din acești cetățeni fac parte și fermierii români. Vreau să-i asigur de tot sprijinul meu, vreau să-i asigur și să știe că atâta timp cât Partidul Social Democrat a fost la guvernare, noi vom veni în sprijinul lor, vom veni cu forme de sprijin.